Benzina s-a scumpit cu peste 20% în 12 luni, iar motorina cu 15% ca efect al scumpirii petrolului la nivel mondial de la o lună la alta. Problema este că prețul crește în continuare, iar efectele se vor vedea și la raft. Propunerea președintelui american Joe Biden de a dubla taxele pe câștigurile de capital până la 40% a generat un val masiv de vânzări de criptomonede. Ca efect, Bitcoin a scăzut sub pragul de 50.000 de dolari după un declin de 25% în ultima săptămână. Recent, secretarul Trezoreriei Statelor Unite și președintele Băncii Centrale Europene au tras semnale de alarmă cu privire la modul în care sunt utilizate criptomonedele pentru spălare de bani, terorism financiar și alte activități ilegale. Azi vorbim și noi despre verde și digital, direcțiile de dezvoltare cerute la nivelul Uniunii Europene, dar și despre dobânzile la creditele bancare. Și ca să trecem și prin economia reală, vă prezentăm și o poveste de business pe timp de pandemie. Bun găsit la emisiunea despre banii tăi! Comisia Europeană cere guvernului să modifice Planul Național de Redresare și Reziliență adoptat pe 7 aprilie. Negocierea cu Bruxelles este în curs, dau asigurări oficialii români, demontând acuzațiile potrivit cărora Comisia Europeană ar fi respins Planul Național de Redresare și Reziliență, celebrul PNRR, prin care România poate accesa 30 de miliarde de euro. Până în prezent, doar un singur plan național pentru absorpția fondurilor europene de redresare și reziliență a fost depus la Comisie, cel al Portugaliei. Nimeni nu neagă însă divergența de opinie în ceea ce privește finanțarea masivă de proiecte de transport și irigații, motiv pentru care planul trebuie remodelat pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeană. Sunt vizate așadar investițiile în infrastructură și irigații, proiecte care trebuie îmbunătățite pentru a fi acceptate. Pe scurt, economie verde, economie digitală sunt direcțiile principale pe care vor fi alocați banii promiși de Uniune ca sprijin pentru revenirea economică post-pandemie. La nivelul afacerii, business-ul trebuie regândit în noi termeni de digitalizare, economie verde și așa mai departe. Este România sau sunt agenții economici sau este publicul românesc pregătit pentru aceste noi tendințe ale economiei viitorului? Știți cum este? Vrem, nu vrem, asta este direcția, trebuie să ne adaptăm, banii vin pe direcțiile astea și implicit oamenii de afacere o să urmărească banii. Deci dacă tu, ca să accesezi bani, trebuie să ai 20% o componentă digitală, 30% o componentă verde și așa mai departe, orice antreprenor inventiv, cum sunt de fapt antreprenorii, va căuta soluții ca să se adapteze la aceste nevoi. Iar pe măsură ce va crește ponderea celor care acționează în această direcție, automat societatea va merge în această direcție. Sigur că poate părea un drum invers, deci în loc să fie de jos în sus, este de sus în jos, însă în mod evident noi avem un decalaj față țările din vest, atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al culturii organizaționale, nevoilor societale și mai departe. Și e clar că direcția este digitală și verde, deși noi trebuie să mergem în direcția asta, pentru că pe direcția asta vin banii. Iarăși, mai ales pe zona digitală, sunt niște resurse uriașe de productivitate, ceea ce înseamnă, de fapt, o creștere a gradului de profitabilitate. Plus că digital înseamnă acces la piețe globale, înseamnă mult mai multe lucruri decât pare la prima vedere. Iar verde, de fapt, înseamnă sustenabilitate, că, de fapt, despre asta este discuția când stăm verde, că verde este și calea ferată pentru trenuri rapide, verde este și o parte din infrastructura rutieră care permite mai multe tipuri de mobilitate. Deci verde nu înseamnă numai să mergi pe jos, înseamnă și hidrogen, înseamnă verde, care înseamnă de fapt o reducere a dependenței Uniunii Europene față de petrol. Deci verde înseamnă de fapt sustenabilitate și competitivitate pe termen lung. De fapt, ăsta este mesajul. Haideți să fim digital, care înseamnă flexibil și accesibil și competitiv pe termen lung. Secretul unei afaceri de succes constă în permanenta inovare și dezvoltarea produselor și adaptarea continuă la piață. O lecție elementară de economie, deseori uitată. Ca să vă demonstrăm, vom cunoaște astăzi o afacere 100% românească, o firmă ce produce chimicale pentru construcții, mai exact soluții tehnologice de ultimă oră, nepoluante, pentru hidro- și termoizolații și protecție la incendii. Activează de 30 de ani, este axată pe cercetare, proiectare și execuție și se adaptează permanent cererii în creștere, în special în domeniul construcțiilor. Acest cauciuc, da, se formează din două componente care reacționează din secunda 1 până în secunda 5-6. Două componente, așa, care se întâlnesc într-o instalație specială de spreiere, secunda 1 intră în reacție, se creează o polimerizare la interfață deosebit de rapidă și secunda 7 avem acest material
care hidroizolează. Da? Hidroizolează, adică formează o peliculă la interfață, să nu pătrundă apă, să nu iasă altceva, de protecție la betoane, metal, cărămidă, lemn și orice alte materiale. Formarea acestui polimer are calitatea că el protejează orice formă geometrică. De exemplu, o sticlă de asta, da? Poate să fie orice. De exemplu, un pod, o șosea, un drum. Noi producem și materialul și din Germania până aici nu mai produce nimeni. Dar îl și aplicăm. Aici este foarte interesant. Îl e și un aplicăm. Pachet întreg de servicii, nu? Da. Anexe acestui. Doar un singur domeniu aș vrea să... Deci pentru partea de hidroizolații, nu vorbesc de la fundații, la terase, la clădiri. Fundații de clădiri care nu mai necesită acel complex de... Nu mai intru în detalii de proceduri și operațiuni. Deci se realizează foarte simplu, aparent, dar mai ales pentru construcția de autostrăzi, poduri, viaducte și toate astea și la metro. Noi am reușit să introducem tehnologia asta, că m-ați întrebat la început, foarte dificil a fost, dar a fost introdus în proiectul liniei M6 de la metrou. Care este costurile prețul? Nu sunt competitiv față de alte produse similare? Chiar foarte similare, nu. Similar, noi mergem pe... Ne comparăm cu... Ori cu membranele bituminate care sunt absolut depășite, cu consecințele care le-ați văzut poate toate lucrările de pasaje de, chiar din București, după prima iarnă au infiltrații și așa mai departe. Deci, practic, ne comparăm cu tehnologia anilor 60, deci nu avem cum. De viteză de execuție, în loc să stăm luni de zile, în câteva zile putem termina o lucrare, fără să mai ai inconfortul de circulație care de obicei se petrece. Deci, din toate punctele de vedere, soluția este foarte bună. Din păcate, proiectanții și chiar mulți constructori ori nu o cunosc, ori nu o înțeleg. Eu, sincer să vă spun, am obosit să tot explic. Dar înțeleg străinii mai repede. Sau... Mulți zic că, dom'le, nu știm, le e frică să aplice ceva nou. Pur și simplu le e teamă. Pentru că e mai comod să aplici ceva din anii 60, dacă nu iese bine, proiectantul dă vina pe constructor, constructorul dă vina pe Dorel, ia-l pe Dorel și tragem de urechi. Și până la sfârșit, asta e, așa rămâne. Aici este o vopsea de protecție la foc. Ea inițial arată așa. Da? E ca o vopsea lavabilă. Acest lemn, practic, e lemn de brad. După, se vopsește cu această vopsea de protecție la foc. Aici a fost expus la o lampă cu gaz 3 ore. Chiar și 5 ore putem sta, probabil și 5 zile, dacă are cineva răbdare. Deci se formează în primele secunde această gogoașă, această spumă, de fapt e o vopsea termospumantă, ea se formează și ea protejează lemnul și nu numai lemnul, și metalul, și cartonul, și orice material care poate fi combustibil. Deci, uitați cum arată pe dos, adică nu are absolut nimic. Nu a ajuns, practic. Deci, el este agrementat inclusiv la Londra, la Leeds, și pe rigips, și pe lemn, și pe metal. În România l-ați aplicat undeva? Și în România este certificat, agrementat, inclusiv de ISU și de Laboratorul de Siguranță la Foc. Suntem singurii producători în țară și printre puținii din Europa. E un produs care ar trebui aplicat pe scară foarte mare ca să nu mai vedem mereu niște focuri de câte ori deschidem televizorul. E cât un incendiu undeva. Cam în fiecare zi, așa, aproximativ, vedem câte ceva. Pe partea de termoizolație, o vopsea tip termos. Deci, un milimetru grosime și, practic, ea, o să vedeți două clipuri, ce se întâmplă, să zic, cu gheața care stă pe această vopsea și vopseaua pe o tablă care e încălzită și
vedeți că nu se tope, sau pe o țeavă de termoficare, o să vedeți, deci, experiment. O izolație. Termoficarea pe rețeaua orașului Constanța. O să vedeți de aplicație directă. Pe partea de hidroizolație are și un produs foarte interesant care permite ca acoperișurile ruginite să nu mai dați cu o vopsea cu, eu știu, 20 de kilograme din această vopsea elastică și foarte simplu de utilizat, că e pe bază de apă, totul la mine este fără emanație, eventual se emană apă, atât, dar mai mult de apă, nimic. Apă sau nimic, știți? Da. Păi da, adică în cazul acesta chiar nimic, pentru că nici n-ar fi timp să se evapore ceva, că n-ai timp într-o secundă. S-ar face o structură spongioasă și atunci n-ar fi bun. În fine, ideea e că în loc să se strice, să se înlocuiască atâta tablă, cu cheltuieli, cu tot balamul, cu care cu deșeuri, cu astea, s-ar putea, pur și simplu, oricine poate să-și aplice acest sistem. Ne puteți spune cât costă un litru de vopsea de acest? Sub 20 de lei, sau 20 de lei, să zic, cu TVA, cu tot, și practic cu 300-400 de grame la metru pătrat s-a rezolvat problema, deci practic cu, eu știu, 100 de lei, 200 de lei poți să rezolvi un acoperiș și o casă. Super. Da, este super. Într-adevăr, față de zeci de mii care trebuie să se locuiești. Plus disconfortul care se creează. Deci pe partea hidroizolații, renovări, nu? Termoizolații, economie de energie și așa mai departe. Vopseaua aceea tip termos e foarte utilă și vă dau un singur exemplu. Deci știți că vara un acoperiș, o tablă de asta de acoperiș sau carton asfaltat sau ce e, o negreală de asta, nu? Se încing la peste 85 de grade, vă spun măsurat. Deci toată căldura asta care se acumulează se transmite și în clădire, da? Ori trebuie să termoizolezi foarte bine, ori stai într-un disconfort mare cu aer condiționat care consumă așa. Asta, odată dat cu această vopsea, care înseamnă un litru pe metru pătrat maxim. Practic, acoperișul rămâne rece. Adică temperatura mâinii. Pui mâna, are cât ai la corp. Nu se simte nimic, adică nu mai are loc niciun fel de diferențiere. Practic, aerul condiționat nu mai pornește de nu știu câte ori pornește. Niște economii de implicite, mult da. Mai puțin, da. Și așa mai departe. Mare, mare economii, foarte mari. Am văzut ce produce acest SRL din București, cu 28 de salariați, axat pe cercetare, dezvoltare și producție de soluții tehnologice inovative. Dar cum își vinde produsele și mai ales unde? Foarte greu. Vinde mai mult în afara țării, deși calitatea produselor este certificată inclusiv de laboratoarele Inspectoratului pentru Situații de Urgență. De ce? Pentru că la noi nu știe stânga ce face dreapta și nici invers. Noi luptăm cu brandul de țară, la noi în țară, spune antreprenorul. Cum se întâmplă întâlnirea cererii cu oferta? Este un mix de căi de accesare. Facem și noi eforturile care le putem face pentru a face cunoscute soluțiile noastre pe toate căile uzuale, de la folosirea internetului. De ce vă întreb asta? Pentru că în România nu prea este valorificată la adevăratul potențial cercetarea științifică, mai ales cea aplicată, cum sunteți dumneavoastră. Da. Aici. Nu, e adevărat. Și ne confruntăm cu, în general, cu lipsa de, să zic, de interes dacă se aude că e o soluție românească. În general, sunt preferate soluțiile, să zic, din vestice, import. Da. Noi luptăm cu brandul de țară, noi în țara noastră. Deci, dacă spui că e o soluție românească, e mai puțin, e mai greu să pătrunzi cu ea. Sigur, până capeți încredere și până reușești să te afirmi. Din fericire, am început să fim mult mai apreciați în străinătate. Deja exporturile au devenit mai importante decât lucrările în intern, ca să zic așa. Hidroizolații, de exemplu, am făcut și în Belgia, la baza NATO de acolo, dar nu e în Austria, în Londra, dar exportăm produse pe care alții le aplică. I-am învățat, facem hidroizolații la subsoluri. Sunt foarte multe biserici, am ajuns până în Spania, care au infiltrații și așa mai departe. Eu lucrez cu Ice Chimuș, am avut lucrare cu Academia Tehnică Militară,
trei contracte am avut acolo, că aceste produse au mers foarte bine și pe blindaje și pe mai multe aplicații, de fel de fel de aplicații. Produse de protecție la cutremure, de exemplu, ăsta rezistă perfect un zid la cutremure. E un fel de perete securizat, să zic, cum e sticla securit, da? Câți angajați aveți aici? Câți oameni lucrează în SRL-ul dumneavoastră și cât, ce cifră de afaceri? 28 de oameni. Doi lucrăm pe cercetare. Cifra de afaceri este în creștere, a fost în creștere tot timpul. Chiar dacă a fost pandemie, pentru că ne-am orientat după piață, am căutat să rezolvăm ce se cere. Chiar în primele zile ale lui martie anul trecut, ne-am speriat că ni s-a tăiat un contract foarte mare. Trebuia să facem o hidroizolație la un viitor mall și ni s-a suspendat. S-a asistat exact în ziua respectivă. Construcția era gata, trebuia să intrăm noi deja. Și atunci ce să facem? Am avut spectrul șomajului, așa, domne, se închide totul, nimeni. Și în două săptămâni am reușit să scoatem un biocid pe piață, cu care am deci reușit. Tot inteligența, inovația. Da, a fost și o conjunctură că s-a putut aviza foarte repede, aveam ceva experiență, să zic, cunoștințe în domeniu despre substanțele acestea și am reușit să mă orientez după piață. Da? Și a fost benefic, pentru că am reușit să rechemăm oamenii de unde i-am dat în șomaj așa o săptămână, i-am rechemat după o săptămână și am reușit să facem produsul, să-l avizăm. Ați apelat vreo schemă de asta de ajutor pentru IMM-uri? Am apelat, dar din păcate s-a suspendat. Măsura 3, vestita măsură 3, care în ianuarie trebuia să se închidă, în februarie să înceapă examinarea, deci nu mai există. Practic n-am avut nicio... N-ați apelat la... Adică nu ați beneficiat de niciun ajutor? Nu. Noi, în primul rând, că în București noi n-am avut niciodată. Am avut prin 2008 o schemă micuță și atât. Pentru că bucureștenii sunt foarte bogați, știți? Și acum măsura 3 era prima măsură în care Bucureștiul și Ilfovul intrau în ceva. În care am făcut un proiect, într-adevăr, de retehnologizare, foarte frumos, și am rămas cu proiectul. Și atât, deci deocamdată nu se mai aude nimic despre el. Bun, deci înțeleg că așa, suntem pe piață. Dumneavoastră, de fapt. Suntem, nu așa. Produsele cât, noastre sunt pe piață. Nu așa cât ar trebui. Dar potențialul e mult mai mare, nu? Nu așa cât ar trebui, mult mai puțin decât ar fi potențialul. Potențialul ar fi foarte mare, necesarul și mai mare. O dezvoltare la scară industrială, cumva? Da, toată lumea are nevoie de ceea ce facem și sunt tehnologii care ar aduce multe beneficii, mai ales constructorilor. Mai ales acest sistem de hidroizolație. Mai ales... Deci, în primul rând, cu constructorii ar trebui să vă împrieteniți, înțeleg eu așa. Marile trusuri de construcții. Da, constructorii, în general, sunt luați de val, așa ca să zic. Iau o autostradă, se apucă să o facă, o fac așa ca, să zic, pe tehnologii ultrabătute. Nu prea interesează calitatea. Mulți mi-au spus, dom'le, noi avem 2 ani garanție, asta cu câțiva ani. Nu ne interesează calitatea, ne interesează în 2 ani. Să țină 2 ani și pe urmă nu contează. Acum se pare că sunt vreo 7 ani, ceea ce a început să le cam așa, să mă intereseze și calitatea. Criza sanitară a afectat întreg mediul economic. În ultimele 12 luni, peste 708.000 de persoane au solicitat amânarea plății ratelor la bănci din cauza dificultăților de ordin financiar pe care le-au resimțit ca efect al recesiunii economice. Pentru cei care accesează credite, este important să fie atenți la costuri, care variază atât în funcție de indicii bancari, cât și de aspecte macroeconomice. Iată o scurtă analiză asupra tendințelor manifestate pe piața creditelor din România. Dacă banii sunt atât de ieftini și la depozit avem dobândă negativă, cum se face că avem totuși credite atât de scumpe în continuare? Lumea miza pe o ieftinire masivă a creditelor, mai ales întreprinderile care ar încerca să obțină o gură de oxigen financiar prin aceste credite. Ori ele sunt în continuare destul de greu de accesat. Acum depinde dacă este vorba de creditele în lei sau de creditele în valută. Piața românească nu poate să stabilească o dobândă a creditelor în valută. Adică creditele în valută cumva
dobânda este indusă. Este indusă în România, unde se formează prețul valutei. Prețul valutei se formează în afara României, el se formează în Euroland, el se formează pe cerere și ofertă și când ajunge în România, e corectat cu riscul suveran. Și atunci se mai adaugă ceva. Deci am văzut abordări mai degrabă politice în care zic că avem creditele în euro să fie în România cum sunt în Germania. N-au cum să fie, adică decât dacă sunt subvenționate, dar ele au un cost al lor. Când e vorba de creditele în lei, aici cred odată, dacă este termen scurt și ăsta, cred că, mă rog, sunt cumva la nivelul inflației sau comparativ cu inflația, iar în cea probabil mai scumpe sunt creditele imobiliare și astea pe termen mediu și lung, și asta cred că reflectă cumva incertitudinea și o incertitudine a pieței, pentru că nu poți să citești evoluția economiei în următorii, pe termen lung. Noi, mă rog, aproape începem să citim economia de la un an la altul și vedem cum o să fie. Dacă vă uitați la evoluțiile pieței financiare în ultimul an, de când cu pandemia, la piețele financiare și cum evoluția fondurilor de investiții, este lamă de ferăstrău care reflectă volatilitatea, nici nu mai știe, adică nu este continuitate, nu e predictibilitate. Băncile, după părerea mea, acum sunt confruntate cu niște provocări pe care nu pot să le controleze și ce lucrează mai mult, lucrează cu garanții de stat, lucrează cumva cu bani, văd că acum au început să ia de la BNR că nu mai sunt lei, și că nu mai sunt lei probabil tot din jocul dobânzilor, că nu se plătesc depozitele, n-am văzut un obiectiv bancar să încurajeze economisirile ca să atragă lei, ca să-i plaseze, pentru că au fost lei, era invadată piața și probabil se resetează și pe, cum să zic, pe abordări mai profesioniste și mai bancare. Acum băncile, ce am văzut eu că fac, dau credite, iau garanție de la stat, semnează acolo, scutesc de dobândă pe o anumită dată cât a fost preluată sau, mă rog, subvenționată de stat, iar mai... Și cred că se vor mai mișca așa aleatoriu încă probabil 6 luni, un an și după urmă vor trebui să revedem. Deci banii pare că nu mai au un preț nici la economisire și că prețul este exagerat la creditare și este exagerat, cred, din cauza de lipsă de previziune și de valoarea riscului, pentru că asta este clasică, dobânda este formată din costul banilor plus cota de risc care eventual să-ți acopere dacă se întâmplă ceva. Și probabil ponderea riscului este supradimensionată. Probabil. Atât pentru azi. Ne revedem după Sfintele Paști, sâmbătă la 16:30 aici pe TVR1. Până atunci, numai bine și să aveți sărbători luminate!